În bucătăria lui Vlăduț au apărut gusturile orientale. Exact. Cu bere ce e asta? Nu știu. Semințe? Nu. Vlăduț? Cardamon? Evident. Evident, păi n-am crescut noi cu cardamon. Am aflat acum 3 ani cum arată și ce gust are, dar... Este un ingredient folosit foarte mult în țările orientale, atât la fripturi, la salate, dar și în dulciuri, foarte mult în dulciuri. Dulcele meu de astăzi, practic, este o budincă. Este o budincă care se numește gheață în rai. N-are nicio legătură cu gheața. Și nicio legătură cu raiul. Este un desert specific persan. Și are puține ingrediente, dar de foarte bună calitate. Ingrediente foarte, foarte aromate, specifice persane. Și anume, aveți nevoie, în primul rând, de făină de orez. În cazul în care nu găsiți o făină de orez pe piață, pentru că se găsește destul de greu, puteți apela la un blender și un orez cu bobul rotund îl transformați instantaneu într-o făină foarte, foarte fină, ce vă folosește foarte tare, nu numai la acest desert. Mai aveți super nevoie idee, de lapte. Da? Super idee, nu m-am gândit. Da. Bravo. Lapte. Aveți nevoie de lapte? Asta, sigur, lapte nu cu... e lui Firica? Știi că Firica umblă cu un bidon de 5 litri în fiecare zi, da. Bea dimineața să aibă digestie bună. Un lapte trebuie să fie cel puțin 3,5% grăsime, pentru că urmează să-l completați cu smântână dulce, asta pentru a-i ridica gradul de grăsime, pentru că acest desert trebuie să fie foarte, foarte catifelat. Și pentru aceasta veți folosi smântână. La un litru de lapte, circa 150 de grame de smântână. Ce faci cu trandafiri? Mai aveți, imediat ajungem și acolo, mai aveți nevoie de fistic și cardamon. Atât fisticul cât și cardamon. Cardamonul sunt două semințe specifice Iranului sau specifice persane. Trandafiri, atât trandafiri proaspeți, cât și apa de trandafir, ce este ingredientul cheie, ce va da aroma senzațională acestui desert. Din petale de trandafiri, pentru că urmează să decorez cu acestea, am să le caramelizez, practic, în felul următor. Am să bat niște albușuri spumă împreună cu zahăr, trec petalele de trandafir prin trec petalele de trandafir prin acest amestec delicios, iar apoi le las pe masă să se usuce. În momentul când se vor usca, acestea vor fi practic ușor de tot, nu știu să spun, un pic uscate, un pic caramelizate, vor fi și dulci și acrișoare, una peste alta vor fi comestibile. Deci, să spun azi așa, trandafiri. Azi... Dacă găsiți trandafiri de dulceață, pentru dulceață, aceia sunt ideali. Trebuie să vă spun că și trandafirul este un simbol al Persiei, deci astăzi am un desert specific și foarte, foarte delicios. Iar dacă constatați că am puține ingrediente, nici măcar nu este un desert scump. Este la îndemâna oricui.